Sorin Prada, mă bucur că ne întâlnim aici la Charlottenburg. Te-am prins fix înainte să dai drumul la acest loc, care este... Schwabenland. Ce găsim aici? Găsim un mixed use de un muzeu al șvabilor și românilor din Banat și Ardeal. Aici un restaurant tematic pe care l-am încadrat în proiect și ulterior, în spate, până la pădure, o zonă de camping. Deci, practic, cine vine în vacanță să vadă satul rotund, nu? Emblematic pentru Banat, poate să vină cu familia, se campează în spate. Aici are unde să socializeze, să ia masa, dar... și partea de culturalizare. Partea de culturalizare, da, care este o componentă importantă a zonei, prin prisma faptului că mai regăsim în zona noastră încă alte două muzee, un muzeu cinegetic în vecinătate, un alt muzeu tot cu caracter etnografic. Și toate aceste componente culturale le regăsim într-un areal natural extrem, extrem de frumos. Suntem, așa cum ai spus, în satul rotund, singurul sat rotund din România. O curiozitate cu notorietate mare și prin acest prisma acestei curiozități, dar și prin pitorescul locului, o atracție turistică a zonei. Mie mi-a plăcut foarte mult faptul că mi-ai povestit că rolul de tată ți-a dat practic ideea asta. Cu acest loc. Da, cu acest loc. Cum? Deci cum a fost? Am pornit de la nevoile familiei, de la nevoile copiilor noștri. Ne-am dorit să creăm un spațiu în care întreaga familie se poate petrece un quality time, un timp de calitate. Deci prima dată ați fost în ipostaza de familie care ați căutat un loc de genul acesta, adică să petreceți vacanța, nu? Și să se distreze și copiii. Și nu ați găsit un astfel de loc aici, da, în zona voastră, Banat, și ați zis... Hai să facem unul. Da, o idee foarte bună. Noi am pornit un proiect amplu ca centru de agrement și zonă istorică, după care ne-am dat seama că avem un potențial foarte, foarte bun aici și am venit cu acest al doilea proiect în completarea primului pentru a oferi, așa cum am spus, un spațiu de relaxare, fie de câteva ore, fie de zi, fie de mai multe zile pentru familiile cu sau fără copii. Mie mi-a plăcut foarte mult cum ați tratat totul aici. Practic, ce exista aici înainte? Noi ne regăsim acum în fostul hambar. Am păstrat absolut tot ce a existat, doar am recondiționat și am încercat să punem în valoare spațiul grafic în care ne aflăm. Mie îmi place cum ai făcut, ai simplificat totul. Am găsit, am recuperat, dar aici a fost o muncă de cât timp? Aici a fost o muncă de 2 ani de zile, de la momentul în care noi am achiziționat această casă șvăbească. Practic era un hambar și casa, nu? Un hambar și casa, da. Și noi am dorit să o valorizăm, aici să fie un spațiu de socializare, așa cum ai spus, iar casa am transformat-o într-un circuit sub forma unei expoziții muzeale pe care am intitulat-o Satul Șvabilor și Românilor din Banat și Ardeal. Hai să o vedem! Suntem în zona de curte, în primul segment, zona meșteșugurilor. Veți regăsi nenumărate obiecte, de la presă până la măcinători. În cât timp le-ați tot colecționat? În câțiva ani de zile am reușit să colecționăm multitudinea de obiecte din diverse surse. După zona meșteșugurilor am început cu zona de agricultură, am arat că pământul cu plugurile,
L-am îngropat. Ai făcut o poveste. Am făcut o poveste, am făcut succesiunea logică și cronologică a lucrărilor agricole. Am semănat porumbul, după care el a crescut, dar pe lângă porumb au crescut și alte plante pe care generic ne numim buruieni și atunci am trebuit să avem și nevoie și de pluguri care taie aceste buruieni și rămân doar porumbul. Intrăm în prima cameră, denumită prânzitorul. Prânzitorul! Echivalentul bucătăriei de astăzi, da. Din ziua de astăzi, te poftesc înăuntru. Tâmplăria e? Tâmplăria este cea originală, noi doar am recondiționat absolut totul. Wow, ce frumoasă e parduseala! Până și ceramica și lemnul l-am păstrat așa cum este, doar am recondiționat tot ce... Și e. Podelele astea din lemn le-ați vopsit, nu? Da. Ca să creați un contrast. Exact. Da. Exact. Prânzitorul! Din prânzitor o să intrăm în... soba mare, soba bună sau camera de la stradă, care în teorie este echivalentul dormitorului, dar în practică străbunii noștri nu prea dormeau în soba asta. Asta era în camera asta, ea era destinată de obicei oaspeților de seamă. Da. Putem să intrăm în... Mi-aduce aminte de povestea aia cu Bobul de Mazăre, știi? Da. Prințesa care dormea pe nu știu câte rânduri de saltele, dar tot a simțit Bobul de Mazăre. Tot a simțit Bobul de Mazăre, da. Wow, dar toate lucrurile astea sunt extraordinare, adică v-a luat ceva să le găsiți, să le să așezați. Le găsim, să le așezăm, să le oferim o structurare logică, astfel încât să putem să recreăm spațiul grafic al străbunilor noștri, că sunt ei șvabi sau că sunt români sau alte naționalități, pentru că știm bine, Banatul este un Babilon al mai multor etnii, care au găsit o modalitate de a conviețui, de a se împăca, de a se dezvolta. Și care au împrumutat unii de la alții și practic casele nu poți să spui că sunt clar numai într-un stil, exact. Ci întotdeauna s-au împrumutat lucruri. Da. Îmi plac și astea făcute așa de mână. Și aici, în perete, iarăși, aici era caseta de valori, ca să spunem așa. Dar ce frumoasă e lucrarea asta făcută, adică chiar o nișă. Da. Da. Mergem mai departe. Tot cu mândra mea la joc. Da. Astea erau cumva și din comunitatea maghiară. Da. Și din comunitatea șvabă săsească. Da. Și avem și șvabă săsească, o aveți acolo în germană, mai aveți și dincolo. Da. Am încercat să prezentăm mesajele din diverse unghiuri de vedere. Ți se pare importantă partea asta de educație sau de ce? De cultură? Mi se pare vitală partea de educație, de cultură, pentru că ne păstrează și ne confirmă o identitate. Fără ea nu avem o identitate. Iar o nație fără identitate nu există. Și atunci este misiunea noastră, a celor care suntem prezenți și avem posibilitatea să transmitem mai departe copiilor și copiilor noștri din cultura ce am însemnat noi, indiferent de etnie. Ce a însemnat spațiul acesta din jurul nostru. Aici ne regăsim în camera Meșteșugurile Femeilor și avem de la recipientele pentru lapte, pentru făcut unt, pentru tăiat varză și sfeclă. Mie mi se pare extraordinar cum ai găsit această combinație între a da mai departe o idee despre ce însemna identitatea noastră, uite, în spațiul ăsta vestic, da, în Banat, dar totodată să o combini cu ceea ce înțelege lumea, distracție, în ziua de azi. Da. După cum știm, suntem într-o lume extrem de globalizată, într-o lume extrem de dinamică și e boring pentru majoritatea tinerilor să le prezinți un muzeu și atât. În momentul în care a creat o poveste, în momentul în care el iau facilități adiționale muzeului, ai creat o atracție complementară și atunci le trezești curiozitatea. Adică, practic, tu ai vrut să le oferi o experiență. Exact. O experiență de autenticitate.
da, cu care ei vor rămâne și pe care o transmit mai departe. Într-o primă etapă o transmit părinților. Să știți că și copiii ne educă pe noi. Corect. Le-o transmit părinților, le rămân în memorie și speranța este că le vor transmite și copiilor lor. Aici suntem în camera meșteșugurile bărbaților, cu bancul de lucru, cu multe obiecte de la diverse meserii. Meserii de la avem aici multiple sfredele, multe rindele pe care le foloseau tâmplarii. Avem acolo calapoade pentru cei care făceau încălțări. Arată bine așa, acum știi, decorativ, da. Pur și simplu, da. Sunt frumoase. Aici avem un pentru ascuțit cuțitele, un aparat, un șpaiț cald în spatele cuptorului, cămară, da? Și un șpaiț rece, unde se pregăteau mezelurile, unde se pregăteau cărnurile și erau depozitate. O să ne îndreptăm spre încăperea preferată de a copiilor, respectiv, da? Beciul. Wow, dar chiar e răcoare aici. Da, se observă, se simte diferența de temperatură. Beciul, unde depozitau evident vinul, evident țuica, dar în același timp și cerealele și produse lactate. Da. Avem aici și instrumentele prin care se produceau aceste licori. Iar într-un colț cât mai ascuns și mai inaccesibil, am amenajat colțul pe care l-am denumit atunci când mergem în armată. Și avem acolo cufărul, avem baioneta, avem arma, avem ranița sau rucsacul, avem căștile. Știi că uitându-mă la acest colț cu armata, îmi dau seama că noi am uitat prin ce sacrificii au trecut străbunicii, bunicii. Da. Adevărat. Da. Unde ai găsit meșterii cu care să refaci totul aici? Avem o experiență de câțiva ani de la primul nostru proiect cu o echipă de meșteri pe care ne bazăm și cu care știm care sunt abilitățile lor și ei știu care sunt nevoile noastre. Și de la aproape de la început le-am spus următorul lucru. Riscul atunci când începeți o colaborare cu mine este că nu terminăm niciodată. Și după 8 ani de zile se confirmă că există acest risc. Am ajuns la o simbioză bună și frumoasă și cred că munca aceasta cu meșterii din zonă, cu meșterii populari, îți aduce o doză frumoasă de autenticitate, dar și o mulțumire așa sufletească, pentru că oferi și comunității ceva. Oferi oportunități de dezvoltare profesională. Noi lucrăm și cu un renumit designer din zona de vest, cu doamna Adriana Aciu, și cu un reputat arhitect, domn Cristian Boltres. Cerințele lor puse în operă de către meșterii noștri duc la lucruri minunate și duc la o dezvoltare și a partenerilor noștri de muncă. Este extraordinar că lucrezi și cu specialiști și că, uite, există un transfer de cunoaștere pe care tu îl folosești și pentru a continua cunoașterea. Da, adevărat. Până la urmă, cei mai câștigați suntem noi, pentru că avem o experiență excepțional de bună și frumoasă cu acești oameni. Nu ai putea să ai experiența asta dacă n-ai fi sincer și transparent cu ei. Adică trebuie să le oferi tot meritul pe care îl au. De la componenta financiară până la respect, până la afecțiune. Afecțiune? Un cuvânt interesant când e vorba de business. Da. Adică e interesant că eu văd că nu e doar profitul care te motivează. Profitul este un rezultat care vine atunci când lucrezi cu pasiune.
ca antreprenor, tot timpul nu te gândești la profit ca la niște bani într-un cont. Te gândești la profit ca la ce pot să reinvestesc, ce pot să fac, ce pot să dezvolt. Și tu asta aici, asta ai făcut. Asta ne dorim, asta da? Ne place, poate e mai mult pasiune decât business, dar e o pasiune care ne face să trăim frumos. Și să lăsăm ceva în urma noastră. Mulțumesc foarte frumos. Și eu îți mulțumesc.